Casa Județeană de Pensii Gorj a primit astăzi prima serie de bilete de tratament a acestui an cu data de intrare în perioada 9-12 martie 2023. În această serie s-au primit 63 de bilete pentru tratament balnear numai pentru unitățile de tratament din proprietatea Casei Naționale de Pensii Publice București. Datorită timpului foarte scurt de la alocarea biletelor până la plecarea în stațiune, seria numărul 1 va fi distribuită pe principiul primul venit, primul servit. Venim cu vești bune pentru pensionarii sistemului public de pensii, începe activitatea de distribuire a biletelor de tratament balnear pentru anul 2023. Astfel, astăzi, 7 martie 2023, am primit biletele de tratament balnear pentru seria numărul 1 cu dată de intrare în perioada 9-12 martie. Casei județene de pensii și au fost repartizate 63 de bilete pentru tratament palnear, numai pentru unitățile de tratament din proprietatea Casei Naționale de Pensii Publice, deci sucursale ale Societății de Tratament Palnear și recuperare a capacității de muncă, după cum urmează. În stațiunea 1 mai avem două locuri: Amara, 4 locuri, Bala, 26 de locuri, Buziaș, 8 locuri, Covazna, 3 locuri, Gioagiu, 2 locuri, olănești 16 locuri, și pucioasa 2 locuri. Dorim să precizăm că, datorită timpului foarte scurt de la alocarea biletelor până la plecarea în stațiune, seria numărul 1 va fi distribuită pe principiul primul venit, primul servit. După cum bine știți, biletele de tratament balnear se eliberează beneficiarilor numai după legitimarea prealabilă a acestora. Și se eliberează doar personal titularului sau unei alte persoane desemnate de către titular prin procură autentificată, din care să rezulte că mandatarul este împuternicit să ridice biletul de tratament uh, balnear. Deci, timpul fiind foarte scurt, prima serie se, se va da fără punctaj obligatoriu. Deci, aceste bilete vor fi mult mai ușor de obținut, principiul, încă o dată, primul venit, primul servit.